Pregătiri intense pentru concursul The Best la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești. Teste, cărți de cultură generală, audiții muzicale, nimic nu scapă membrilor echipei sau profesorului coordonator. Avem în componența lotului pe capitanul Alecu Bianca, premiul întâi pe țară la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, plus multe alte premii și diplome de-a lungul anilor la diverse discipline. Veronica Maxim este o adevărată enciclopedie în istorie și în geografie. Am descoperit recent că are și cunoștințe de sport. Sperăm ca ea să aibă un aport extraordinar la bunul rezultat al echipei noastre. Andrei Părvulescu, din clasa a 9-a, țineți-vă bine, dintre a 5-a și până în clipa de față are note, subliniez, nu medii, note de 10 pe linie. Este un băiat recunoscut pentru seriozitate, modestie, hărnicie și așa mai departe. Și în sfârșit, Cezar Alexandru, din clasa 11-a, este un elev invidiat de foarte multă lume pentru cultura sa generală. Având deja experiența concursului, echipa așteaptă cu multă nerăbdare startul competiției. Mă numesc Alexandru Ceza, sunt de elev în clasa 11 la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești și aștept cu nerăbdare concursul, suntem optimiști pentru un rezultat foarte bun, mai ales că la preselecție zic că ne-am descurcat foarte bine. Mă numesc Andrei Părvulescu, sunt elev în clasa 9 la Colegiul Național Mihai Viteazul Ploiești și aștept noua ediție cu inima deschisă, o să ne pregătim mai mult și o să sperăm să ne calificăm și în următoarele etape. Mă numesc Veronica Maxim, sunt elevă în clasa 10-a la Colegiul Național Mihai Viteazu și dorim un loc cât mai sus în podium, de ce nu chiar să fim the best. Suntem optimiști și ne pregătim intens pentru următoarele etape. Mă numesc Alecu Bianca, sunt din clasa 12-a M5 de la Colegiul Național Mihai Viteazul. În calitate de capitan al echipei îmi permit să spun că țintim foarte sus și ne pregătim intens. Fiecare dintre noi are arile respective de cuprins și cred că există multe lucruri de învățat, atâta din perspectiva participării, cât și din cea calificării în următoarelor etape și a țintirii primului loc. Membrii echipei de la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești au un singur gând, primul loc pe podium.